Angajamentul intensificat al Statelor Unite ale Americii în Europa sporește consistența și credibilitatea efortului colectiv aliat de descurajare și apărare în spațiul euroatlantic, confruntat în prezent cu amenințări semnificative în partea de est a Europei. Acest context de securitate confirmă necesitatea unei prezențe mai consistente a NATO, a Statelor Unite și a altor aliați în regiunea Mării Negre pentru a asigura o postură consolidată de descurajare și apărare, așa cum am susținut în mod repetat. Reiterez de aceea, în acest cadru, aprecierea mea deosebită pentru deciziile anunțate foarte recent ale președinților Biden și Macron privind desfășurarea de forțe militare în România, contribuții extrem de relevante la efortul comun de descurajare și apărare în sudul flancului estic, la Marea Neagră, și în același timp expresia solidarității și angajamentului acestor parteneri strategici ai României pentru securitatea noastră. Am fost în toată această perioadă și suntem în contact strâns la nivel diplomatic, operațional și tehnic pentru stabilirea detaliilor și datelor exacte ale desfășurării unităților militare americane și franceze în România. Și fără îndoială vor urma curând anunțuri concrete în acest sens.